Ionel Ciun, prefectul județului Sălaj, și-a anunțat demisia luni, 29 februarie, într-o conferință de presă. Contactat telefonic, Ionel Ciun a declarat pentru Regio TV Transilvania că rămâne în fotoliul de prefect până la data de 30 martie, când va apărea în monitorul oficial hotărârea de guvern privind încetarea mandatului de prefect. Am avut o conferință de presă la ora 12, în care am anunțat reprezentanții mass media despre solicitarea care am făcut-o și care mâine dimineață o transmit Guvernului României prin Ministerul Afacerilor Interne privind încetarea detașării mele de pe funcția de prefect a județului Sălaj. Această solicitare e făcută în baza legii 188, e un articol 102 în legea respectivă, care zice că demisia nu trebuie motivată și că ea operează după 30 de zile calendaristice. Așadar, vrând să respect și obligatoriu, trebuind să respect legea, am solicitat încetarea mandatului meu de prefect, începând cu data de 30 martie. Probabil că guvernul să rezolve cu celeritate solicitarea mea, asta o să vedem în zilele care urmează. Intenționez să particip la competiția pentru funcția de primar a municipiului Zalău. Și în acest sens, în prima zi sau după ce voi primi hotărârea de guvern privind deliberarea mea din funcția de prefect, o să mă reînscriu în partidul din care am plecat în urmă cu 3 ani și apoi o să urmez toate etapele de validare a candidaturii mele pe această funcție, forurile statutare ale partidului. După această perioadă, intenția lui Ionel Ciunt este de a participa la competiția pentru primăria municipiului Zalău, astfel că se va reînscrie în PSD și va participa la toate etapele de validare a candidaturii. Referitor la persoana care îl va urma în funcție, prefectul Ionel Ciunt dorește ca cel care îl va înlocui să fie un tehnocrat. Așa doar ce se vorbește și probabil lucruri pe care le știți și voi, că PNL-ul ar fi propus un candidat, nu înțeleg de ce PNL-ul, că dacă tot e vorba de un guvern tehnocrat, poate se găsește un prefect din zona respectivă a tehnocraților.